Înainte să continuăm noi discuția și profitând de faptul că văd că ai în spate o chitară acolo, cred că e o copie de Gibson, dacă așa. Bun. E foarte bine că o ai. Bun, hai să-mi răspunzi la E o niște chitară întrebări. destul de ieftină. Deci, băi, bine că o ai și că te bucuri de ea. Ia zi-mi ce cânti cu mai mare plăcere. Uf. Cu chitara asta încerc să învăț niște solo-uri. Am încercat să învăț niște solo-uri simple de la Guns N' Roses, de la Queen, de la Ozzy Aha, Osbourne. ok. Știi alea mai melodice, așa, Da. Bun. ca să nu-mi rup degetele de toți. Cât mai mare la chitară, la mai mare plăcere la chitară acustică sau electrică? Depinde ce vreau. La aia acustică prefer să creez, dacă cumva sunt într-o pasă creativă. Acorduri. În schimb, la asta, la altă, e mai mult așa ca o supapă de siguranță, știi, când vrei să dai drumul la ceva și ești supărat sau ești, mă rog, te apuci și îi dai drumul, știi, pe supapă de siguranță. Ok, uite, sunt doi domni aici care am scris eu pe ecran, Eddie Van Halen și Jimi Hendrix. Care te influențează mai tare? Sau Cred ai, că poate, ai pe altcineva? eu, fiind fan Queen, prefer să mă uit la Brian May, Ok. dar dacă e să mă uit undeva mai sus, așa mă uit la Jimi Hendrix și cred că este foarte sus. În afară de Little Wing, nu știu ce aș putea să încerc altceva de la el. Da. Zi-mi un pic, primul concert la care ai fost tu. Pentru că, bun, virusul ăsta muzical trebuie să-ți vină de undeva și sunt sigur că ai fost. Cum am fost eu când eram în clasa a patra, deci aveam 8 ani, m-am dus la concert la Semnalem și am zis, bă, ok, deci cu muzica asta vreau să cresc. Sunt sigur că s-a întâmplat și la tine același lucru. Vorbim de concerte rock sau de concerte inclusiv sinfonice? Indiferent, deci ce muzică, muzica e muzică. Da, păi primele dăți m-am dus la concerte sinfonice și primul concert rock la care am fost, cred că a fost Phoenix. Da, a fost Phoenix și era în Iași, în Piața Unirii. Oh. Și a fost fain și în rest, cred că cel mai mult mi-a plăcut la Dream Theater și la Roger Waters. Cred că show-ul cel mai complet a fost la Roger Waters în București. Mă înseamnă că am fost amândoi în același loc, în aceeași momente. Fără să știm unii de Fără alții, să știm unii sigur. de alții. Da. Ok, bun, Dar uite. ultima dată Dream Theater a fost la Sibiu, la concertul acela ai fost? Nu, 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 nu. Cred că, cum să zic, e un pic mult prea complicat. Eu mă duc un pic pe hard rock ăsta, cu zona progresivă nu prea Ok. mă simt bine acolo. Zi-mi un pic, uite, trei piese preferate pe care le asculți la orice zi din la orice oră de zi sau de noapte, care te bine dispun, eu știu, înainte să mergi la cabinet sau când ai o pauză la cabinet, sau, ok, care îți încarcă bateriile. Păi, în ultima vreme ascult Dream Theater. Ascult și Nightwish uneori. Depinde de dispoziție. Nu știu ce să zic. Ai o Așa piesă din preferată de scurt. Queen pe care o e. De la Queen am multe. Cea care mă pune cel mai mult pe gânduri este Who Wants to Live Forever. Acolo am găsit multe mesaje care mă trimit în multe locuri. Show Must Go On, din nou, îmi place foarte mult. Too Much Love Will Kill You, iar îmi place foarte mult. Varianta în care e, bineînțeles, Freddie Mercury. Primele variante de la Too Much Love Will Kill You le-a lansat Brian May. Da,
nu știu, sunt multe, nu, mi-e foarte greu să le trec. Ok, bun, hai să vedem la capitolul ăsta de, uite, dacă ai un serial preferat, ce e ultimul serial pe care l-ai văzut cap-coadă? Acum, în pandemie, toată lumea... Ultimul pe care l-am văzut sau ultimul care mi-a plăcut? Ultimul care l-ai văzut cap-coadă și ți-a plăcut. În ultima vreme m-am uitat la câteva polițiste, The Sinners, spre exemplu, dar cel mai mult mi-a plăcut Westworld, primul al treilea sezon. Al doilea a fost din ăla, așa că trebuia să-ți iei hârtiuță și creion să vezi ce și cum se leagă lucrurile. Sunt în general fan Nolan, fie că Christopher sau Frateson. Ok. Și la capitolul vacanțe, unde te duci cu plăcere? La munte sau la mare? Cea mai mare plăcere rămâne muntele. Și datorită parapantei. Dar și datorită a ceea ce se întâmplă după ce depui efort și ajungi sus, știi? Mai ales că am avut plăcerea să urc câteva poteci și prin Nepal. Și, nu știu, muntele mi s-a părut că a schimbat mai multe vieți decât marea. Mă refer la viețile celor cunoscuți mie,